Suntem în perioada în care totul explodează, de la pandemie la prețuri, trecând prin lovituri geostrategice. Pentru astăzi alegem explozia prețurilor la terenurile agricole din România. În presa locală apar articole bine documentate despre această creștere nefirească. De exemplu, în zona Aradului, hectarul agricol s-a scumpit cu mai bine de 50%, ajungând astfel la 13.000 de euro. Subiectul i-a atras atenția gazetarului Cătălin Lența și îl abordează în analiza zilnică pe care o vedeți în jurnalul Agro TV. Cine are bani de cheltuit sau investit, cumpără pământ pentru că este un bun sigur și care produce cu cheltuieli relativ mici. Nu e nevoie de îndemnuri în această chestiune, mai ales dacă ținem cont de faptul că în România pământul este încă ieftin, dacă ne comparăm cu prețurile din alte țări ceva mai vestice. Și acum, pe vreme de pandemie și cu perspectiva unei crize nu prea îndepărtată, e timpul pentru cumpărături. Haideți însă să vedem cam câți bani ar trebui să avem prin buzunare, în așa fel încât să nu sărăcim. De exemplu, în Arad, terenurile s-au scumpit cu 50% în 2021. Da, ați auzit bine, cu jumătate. Dar în timp ce prețul maxim plătit pentru un hectar a fost de 13.000 de euro în zona de șes, numărul tranzacțiilor a scăzut la jumătate față de anul de dinainte. În același timp, acest număr este de 4-5 ori mai mic decât acum 5 ani. Să folosim date oficiale, venite chiar de la șeful Direcției pentru Agricultura a județului Arad. În 2021 au fost înregistrate la sediul instituției 3548 de oferte de vânzare terenuri agricole, la un preț mediu de 7267 de euro hectarul. Spre comparație, în 2020 au fost 6849 de oferte, la prețul mediu de 4950 de euro, tot pentru un hectar. Explicația oficialilor ar fi că scăderea semnificativă a numărului de tranzacții poate fi pusă în primul rând pe seama modificărilor aduse la legea 17, cea din 2014, care acum încurajează achiziția terenurilor agricole de către cetățeni români. În plus, modificările aduc un termen de soluționare a dosarelor de 2 ori mai mare, ceea ce în niciun caz nu încurajează tranzacțiile. Să ne amintim că oferta de vânzare este afișată la primărie timp de 45 de zile lucrătoare, iar dacă nu există depus drept de preemțiune, se mai ține 30 de zile. Acum, soluționarea unui dosar poate ajunge la 90 de zile, în timp ce, înainte de modificarea legii, dura cel mult 40 de zile, până când proprietarul unui teren parcurgea etapele, înainte de a merge la notar. Să plecăm din Arad și să ne uităm puțin la situația în plan național, spunând totuși că unele date sunt cam de vreo 4-5 ani, deci vechi. Potrivit datelor publicate de Eurostat, în România un hectar de pământ arabil era tranzacționat, nu cu mult timp în urmă, cu un preț mediu de aproape 2000 de euro, cel mai mic preț din Uniunea Europeană. Între timp, lucrurile s-au mai schimbat, așa că acum prețul mediu al terenului agricol este de peste 5000 de euro hectarul, în condițiile în care în câteva regiuni prețul trece bine de 10.000 de euro. Astfel, anul trecut, în regiunile cu soluri fertile, cum sunt Câmpia de Vest și Bărăganul, prețurile au variat între 5 și 10.000 de euro pe hectar, dar aceste cifre nu sunt maxime. De asemenea, în regiunile favorabile plantațiilor de viță de vie și livezilor, prețul terenurilor agricole se încadrează de la 4 la 9.000 de euro hectarul, în funcție de culturi și de ce amenajări există. Iar în zonele colinare, acolo unde dimensiunile parcelor sunt în general destul de reduse și unde predomină pășunile și fânețele permanente, terenurile sunt în general favorabile creșterii animalelor, iar prețurile variază între 3 și 6.000 de euro pe hectar. Chiar și așa, media prețurilor terenurilor agricole din România e una mult mai mică decât în celelalte state europene, acolo unde fermele sunt mai performante, iar banii fermierilor sunt alții.